Eu am făcut o statistică recentă. În ultimii 4 ani am evaluat peste 1000 de copii nou diagnosticați. Și, într-adevăr, 97% s-au uitat peste 4-5 ore. Vorbim de copii cu probleme în dezvoltare. S-au uitat peste 4-5 ore pe zi. Dar 92% avuseseră parte și din sistem parental hiperprotectiv. Ce înseamnă hiperprotectiv? Copilul n-a fost lăsat să facă nimic, că tot un cineva în locul lui făcea lucrurile respective. Iarăși, în mare parte din cazuri, vorbim și de un fond anxiogen. 87% avea un fond anxiogen. Noi îl identificăm prin faptul că copilul la un an putea să meargă, avea capacitatea motrică să meargă, dar el a plecat abia pe la un an și 4 luni, un an și 6 luni, singur în picioare. Deci nu avea încredere în el să plece. Acum, eu nu pot să știu în forma asta, cum am denumit-o, autism virtual, cât la sută este cauza ecranul, cât la sută este factorul hiperprotectivitate, cât la sută este factorul anxiogen, sau cât la sută este, de fapt, combinația tuturor acestor factori. Pentru că vedem, mai ales hiperprotectivitatea mai nouă, anul trecut într-o conferință în Belgia, s-a considerat că hiperprotectivitatea este un abuz asupra copilului. De ce? Pentru că copilul, de fapt, nu este lăsat să se dezvolte. Vedeți? Copilul se dezvoltă prin fix opusul hiperprotectivității. Creierul unui copil se dezvoltă prin cantități de stres limitat controlat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mai trebuie să-l las și să plângă un pic, mai ales când plânge degeaba. Vrea o înghețată, îi cumpără o înghețată, dacă mai vrea 7, nu-i mai cumpăr. Poate să enerveze el cât vrea, poate să dea cu fundul de pământ, poate să facă fel de fel de lucruri, nu mai primește. Sau s-a jucat cu jucăria aceasta, o vrea pe cealaltă de sus, păi până nu o strânge pe asta, nu va primi pe cealaltă. Până la urmă, noi trebuie să ne gândim că vrem să formăm copiii aceștia să trăiască într-o societate în care trăim și noi. Și dacă ne analizăm o zi obișnuită, o să vedem că minim 90% din activitățile zilnice, în timp ce le facem, nu avem niciun chef să le facem. Și atunci copilul, prin această hiperprotectivitate, eu de fapt nu-i fac decât să-i atenuez, efectiv să-i omor mare parte din aceste mecanisme genetice și neurologice care știu să producă și cât să producă hormonii stresului, hormonii plăcerii și când să producă lucrurile astea. Și copilul care are totul la îndemână, pentru că, vedeți, sunt extremele, când n-am timp de tine, stai în fața unui ecran, când mă ocup de tine, las că-ți dea mami să mănânci, las că strânge mami după tine.